Prejudiciul adus statului este estimat la 6 milioane de euro. Dintr-un comunicat emis de DIICOT, reiese modalitatea prin care acționau membrii grupării, care era una inedită. Din probele administrate în cauză rezultă suspiciunea că modul de operare este unul inedit, constând în acordarea disimulată a unei părți din drepturile salariale lunare, inițial prin încheierea de către angajator a unei polițe formale de asigurare de viață colectivă cu operatorul de asigurări, achitarea contravalorii polițelor de asigurare de către angajator, respectiv a primelor lunare aferente clauzei economisire beneficii, urmate imediat în cursul aceleiași zile sau în ziua următoare de răscumpărarea clauzei suplimentare și implicit plata cuantumului primelor de asigurare de către asigurător direct în conturile angajaților, beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare care primeau aceste plăți ca fiind parte din veniturile salariale. Acțiunea a fost organizată de Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciu Teritorial Târgu Mureș, împreună cu ofițerii de poliție de la BCCO Târgu Mureș.